Doamnelor și domnilor, ați audiat Wolfgang Amadeus Mozart, mai exact Agnus Dei din Misa Brevis în Do Major, și a interpretat pentru dumneavoastră solista Vera Preșco, acompaniată de colegii din ansamblu Rapsodia, dirijor doamna Natalia Barabancicova. La organ am avut-o pe doamna Ana Strezeva, artista a poporului din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la concertul din astă seară, și anume concertul Copiii cântă pentru pace, un eveniment cultural care se desfășoară în cadrul proiectului internațional Children's Sing for Peace, în care iau parte muzicieni din diferite țări ale lumii, care sunt uniți, sunt animați de ideea sau de o aspirație sinceră pentru pace. Acest eveniment, evenimentul din această seară, se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, căreia îi mulțumim, și vor interpreta pentru dumneavoastră corul unit al școlii de muzică din Eugen Doga din Chișinău, corul Liceului Tehnologic Benjamin Zeev Herzl, studioul muzical coral Rapsodia, pe care l-ați avut deja în față, vor fi acompaniați de către ansamblul instrumental Mountain Silence, cu muzicieni din Elveția, Germania și Kazakhstan. Eshana Gadanski din Serbia la pian. Suntem foarte onorați să-i avem alături de noi pe artiștii Orchestrei Naționale de Cameră Sălii cu Orgă, domnul Igor Stahi la violoncel, doamna Olga Borisova la vioară și eleva Școlii de Muzică Ciprian Porumbescu, Iustina Toth, la flaut. În calitate de dirijori în acest concert, îi vom avea pe doamna Olesa Tukan, dirijor coral, laureată la diferite concursuri internaționale, Școala Eugen Doga din Chișinău, și doamna Natalia Barabancicova, artistă a poporului Republica Moldova, conducător artistic al studioului muzical-vocal Rapsodia. Concerte marca Children's Sing for Peace s-au desfășurat în mai multe țări. În cadrul evenimentului, de exemplu, în cadrul evenimentului din Ungaria, din 2019, s-au interpretat într-o sală foarte prestigioasă, cu un cor de 827 de copii. În Polonia, recent, corul Școlii Eugen Doga din Chișinău a interpretat suita de cântece despre pace pe care o veți auzea în această seară în 4 orașe, și evenimente asemănătoare s-au mai desfășurat în diferite țări. Cele mai recente au fost în Republica Moldova, în Macedonia de Nord și în alte țări. Și acest concert, trebuie să spunem de la început, are obiectivul de a transmite tinerelor generații dragoste pentru pace, dragoste pentru armonie, pentru coexistența pașnică. Subiectul păcii este, desigur, actualmente aproape de toată lumea. Toată lumea și-a dat seama cât de gravă este absența păcii. Și, cu siguranță, mulți își pun întrebarea ce putem să facem noi personal pentru pacea în lume. Un posibil răspuns ar putea fi să ne dedicăm o parte din timpul nostru păcii, să lucrăm pentru pace, să slujim pacea, să oferim bunăvoința noastră celor care lucrează pentru pacea în lume. De asemenea, putem să cântăm despre pace, să visăm la pace și să vizualizăm o lume mai bună. Ori, Pacea nu este doar absența războiului. Pacea este prezența iubirii, armoniei și satisfacției în familia umană. Aceste cuvinte aparțin lui Sri Chinmoy, personalitate recunoscută internațional pentru nenumăratele programe și inițiative pentru consolidarea păcii pe care le-a propus în întreaga lume. Iar ceea ce unește participanții la acest concert este, desigur, o aspirație sinceră pentru pace. Această aspirație este precum o flacără care se găsește în interiorul inimii noastre. Această flacără urcă mereu din inima noastră în sus și pacea este, desigur, acel vis universal, acel vis străvechi care este propriu tuturor oamenilor. Astăzi, în acest concert de această seară, ne vom aminti cât de minunat este să trăim în pace, ne vom aminti cât de frumoasă este armonia și frumusețea relațiilor umane. Iar cântatul, se știe, are puterea de a crea armonie în interior și în exterior. O melodie frumoasă va afecta armonios lumea din jur și de aceea astăzi vom cânta despre pace pentru planeta noastră, pentru toți oamenii de pe Pământ. În continuare, urmează o suită de cântece despre pace, compuse de maestrul Sri Chinmoy, ce constă din 15 cântece scurte, care vor fi interpretate în limbile engleză, bengaleză și română. O mică paranteză, limba bengaleză este și limba maternă a lui Rabindranath Tagore, care a fost laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1913. Dirijor, doamna Natalia Barabancicova, artistă emerită a Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, în programele pe care le-ați primit la intrare, chiar în mijloc sunt cuvintele cântecelor pe care le cântăm și vom fi foarte recunoscători dacă vă vedeți alătura nouă în timpul concertului. Stimați prieteni, avem astă seară alături de noi și suntem onorați grupul internațional Mountain Silence. Este format din membri din mai multe țări. În această seară avem la chitară pe Guntita Corda din Elveția, Nadia Mayer din Germania, Anastasia Klink din Kazakhstan. Și repertoriul acestei formații include cântece compuse de maestrul Sri Chinmoy, dedicate păcii, bucuriei, armoniei, frumuseții și altor calități ale inimii. În concertele grupului răsună cântece în 7 limbi diferite, iar o parte semnificativă din repertoriul lor o reprezintă cântece dedicate temelor creștine și cântece pe cuvinte din Biblie. Și aceste cântece au fost cântate în diferite temple, biserici, au fost inclusiv interpretate în baza unei invitații speciale în fața papei de la Roma și Ioan Paul al II-lea și în fața Maicii Teresa. Children of happiness,